astăzi, domnul Dudulică, astăzi 17.02.2020 am fost invitați la ședința ordinară. Înainte de a intra în dezbaterea ședinței ordinare, o să vă propun spre aprobare procesul verbal din data de 31 ianuarie. Dacă l-a studiat și sunteți pentru, cine este pentru? O singură remarcă la când am făcut comparația cu comună unde s-a investit, e vorba de comuna Ciugud Alba. Apare Ciugud asta. Mulțumesc. Da. Cine este pentru? Mai departe vom trece la citirea ordinii de zi. Ordinea de zi are 4 puncte cu tot cu întrebări și interpelări. Și anume, primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Comunei Hurghești, în domeniul privat al Comunei Hurghești, a imobilului Pot, situat în satul Hurghești, peste pârâul Răcătău, la Zodian Nicolaev, în poziția numărul 2, în inventarul bunurilor ce aparțin domeniul public al Comunei Hurghești, județul Vaslui. Inițiatorul este domnul primar Ciorobă. Al doilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Inițiator, domnul primar Ciorobă Gheorghe. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea programului achizițiilor publice pe anul 2020. Inițiator, domnul primar Ciorobă Gheorghe. Punctul 4, întrebări și interpelări. Cine este pentru ordinea de zi? Împotriva, abținere avem? Vrem cu tot. Domnul președinte, dacă îmi dați voie, vin cu propunere ca să nu ne pierzim din dexteritate cu suplimentarea ordinii de zi. Asta am vrut să spun acum. Cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SGE cu sub ESA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-2007 din 16.04.2008. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Potrivă? Abțineri? Da. Începem ședința cu punctul numărul 1, lăsăm la sfârșit suplimentarea. Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Hurghești în domeniul privat al Comunei Hurghești, a imobilului Pod, situat în satul Hurghești, peste pârâul Răcătău, la Zodian Nicolae, având poziția numărul 2 în inventarul bunurilor, ce aparțin domeniului public al Comunei Hurghești de sub Bacău, vă rog, domnul primar. Da. Este vorba de trecerea din domeniul public în domeniul privat al podului de la Zodian, în care noi avem proiect prin PNDL, pentru a putea face desființarea, demolarea podului. Astfel, nu avem cum și în domeniul public, nu puteam să ne se apropie demolarea podului respectiv. După, suntem în proporție de 95%, cred, dacă nu mai mult, de obținerea autorizației de construcții, definitivăm și noi sperăm ca undeva în urma, la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, să ne apucăm de lucrarea de jos de la podul de la Zodia. Cam asta ar fi în mare. Dar o să cer avizul comisiilor? Aviz favorabil. La curs învățământ. Scrieri la cuvânt. Aveți cuvânt, domnul domnul. O singură remarcă pe care am făcut-o și în ședința de comisie. Și anume faptul că vorbim de un proiect care în principiu trebuia să fie finalizat această dată. Acum, fie că e o problemă cu birocrația din țara asta și Aici ajungem ca în momentul când tu deja trebuie să ai lucrări finalizată, să-ți dai seama că tu n-ai un aviz și că trebuie să mai discutezi un obiect din inventar din patrimoniul public, în cel privat. Copii că-i vina statului, că-i vina noastră, că nu ne documentăm la timp, nu știu, și probabil nici nu vom afla. Dar sperăm totuși să facă într-un final un proiect. Constructorul bănuiesc că încă mai este, bani la buget bănuiesc că încă mai sunt. Să vedem lucrarea. Mulțumesc.
Altcineva? Dacă nu mai avem, scrie la cuvânt, propuneți cu aprobare proiectul numărul. Cine este pentru? Potrivă, abțineri? Da, trecem la proiectul numărul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli anul 2020. Vă rog, domnul primar. Da. Așa cum am discutat în comisii, cu care fiecare comisie în parte, s-au ridicat amendamente pe care o să le supuneți spre votare dintre comisiile respective. Nu mai revin sumele sus așa pe care le vedeți aici, mă refer la venituri, venite prin diverse surse, asta de cheltuieli, am venit cu propuneri, l-ați citit, aveți câteva modificări, în mare, deci ca principiu ne-am axat pe asigurarea serviciilor la, mă refer la unitatea administrativă teritorială și prin asigurarea finanțării majorității proiectelor care sunt la nivelul comunei. De aceea vedeți dumneavoastră sume alocate destul de mari pentru grădinița de la Răsătău, centru comunitar de la Horgești, apă și canalizare și pod, contribuția noastră la construirea pod pe ZDN-ul 2 și la școala Sovutor, contribuția noastră la școala Sovutor. Cam astea ar fi în mare, cifrele sunt mulțumitoare, se putea și mai mult, dar se putea și mai puțin. Am încercat să găsim cu obiectivitate și să gândim în așa fel încât să putem funcționa, având în vedere că în viitorul apropiat va urma proiectul de apă și canalizare, în care avem o contribuție destul de serioasă și țin să vă aduc la cunoștință că s-au depus deja licitația, nu știu dacă s-a declarat câștigători, așteptăm ca în cel mai scurt timp să declare câștigători, discutam în comisia de la învățământ că să dea Dumnezeu să vină un constructor bun, să dea Dumnezeu, pentru că la licitație este partea de, avem și din București, am înțeles și din Italia avem o firmă. Da. Așa, două din Bacău, una din București și una din Italia. Deci vă dați seama să dea Dumnezeu să știe, să se termine odată în partea asta de licitație, să putem să dăm drumul, să terminăm și noi partea de autorizare și să punem primăvară să se înceapă și proiectul de alimentare cu apă. Am încercat să luăm pe cât posibil sumele pe care le-am avut la dispoziție, să le punem, m-am spus și la obiective investiții, fără a intra prea mult la fondul de rulment, pentru că, m-am spus, gândim că ne așteaptă niște cheltuieli destul de serioase vis-a-vis de proiectul profesional. Mulțumesc! Da, mulțumim, domnul primar. Avizul comisiilor. La juridic sunt câteva amendamente. Nu. Eu o să spun de amendamentul. Dacă știți, la sfârșitul anului trecut, în luna decembrie, am propus acei 46.000 de lei să se ducă la drumul pentru balastare. Nu a fost timp să se facă toată procedura, ca atare banii s-au dus în excedent. Vin acum cu propunerea să se ia din banii de la pod, podul putând fi construit când se face plata, să se facă plată cu bani din excedent, să luăm 48.000 ca să închidem suma să fie 100.000 de lei la drumuri. Deci aici de unde 48. Mai vin cu propunerea aici, nu pot să zic neapărat că este un amendament, dar și cetățenii au solicitat
să mai instalăm câteva camere, a zis domnul primar, să vadă în funcție de costuri. O cameră, cel puțin, unde a fost accidentul lui... Și la Median, că tot s-au stricat acolo și scena, chiar zilele trecute, cineva a pățit și cine locuiește acolo i-au dat cu ulei ars, toată mașina i-au dat-o cu ulei ars. Asta e. Și ultima a mea, să prindă bani pentru pompa de la Sohodor, că nu au apă pe deal de... Sfârșitul verii. Aici ceea ce a spus eu. Domnul Crețu are și... Domnul Crețu, spun eu, amendamentele sau... Doamna Vici, era bine atunci când nu aveam înscriere la cuvânt, eu am cerut doar avizul comisiei. Am cerut avizul dacă este... Favorabil cu amendamentele respective. Dacă un fiecare consilier din cadrul comisiei are ceva de spus, înseamnă că fiecare consilier din comisia dumneavoastră își va da avizul în funcție de individual. Și atunci veniți fiecare și vă spuneți ce... Nu putem pune că nu s-a dat aviz să fie de acord, dar nici că am dat aviz favorabil din moment ce am venit cu modificări. Există și posibilitatea să spuneți că fiecare consilier își exprimă avizul favorabil sau nefavorabil, pentru că în comisie noi putem să discutăm în comisie într-un fel și să putem să ne răzgândim pe... Înseamnă că amendamentele mele s-au notat, atunci mergi așa și o să spună și ceilalți colegi din comisie amendamentele. La fel, în învățământul este cu favorabil și avem și niște amendamente, nu la ceea ce ni s-a prezentat, avem amendamente și atunci dacă cu amendamente este favorabil. Pentru buget? Tot cu amendamente. Acum o să vă rog să vă scrieți la cuvânt. Nu neapărat. Eu nu mai rost am zis amendamentele. Domnul Crețu. Domnul Crețu, vă scrieți la cuvânt? Da, sigur. Și domnul Dancă, știu, la noi au amendamente. Da. Am înțeles. Păi asta este și ceea ce ne susținim. Domnul Dancă, vă scrieți? Da. Nu, nu. Altcineva? Mai avem un scrier la cuvânt? Domnul Crețu, vă ascultăm. Deci, în expunerea mea vreau să spun că am propus ca să terminăm odată cu piatra asta. Uitam în bugetul pe anul trecut 2 miliarde. 2 miliarde am cheltuit cu piatra așa. A luat-o toată la bani. Oare de ce nu încercăm în fiecare an să completăm acolo, într-adevăr, unde este nevoie de piatră, surețul să băgăm în covor asfaltul, că nu mai vine nimeni să ne facă nimic. Și am cerut un amendament, dacă tot s-a făcut primăria asta cu împrejmuirea, să termine un pic și cu ce mai este de făcut. Știi eu, domn primar, că i-am zis de atâtea ori. Și s-a propus să iei de la Podul Zodian și să finalizăm lucrarea. Deci, în amendamentul, dacă îmi dă, vorbește greu, a zis 7.000 de lei să se ia tot de la Podul de Azodian și să se pună pentru rigole aici, la primăria, știți? Rigola care duce aici, fața primăriei. Și a zis să se mai prindă bani la drumuri, să mai pună încă un strat de asfalt peste asfaltul. Cum sună amendamentul? Asta e să se ia 7.000 de la Pod. Iar cealaltă nu s-a zis sursa de unde se ia banii, doar să se mai pună un strat de asfalt peste stratul actual. Asta a fost. Dar nu s-a zis sumă. Și de unde? Sursa. Dacă nu știi din bani. Eu le-am citit că le-aveam notat. Mai departe. Da. Domnul Dancă, vă rog. Da. Deci eu solicit ca să începem să asfaltăm drumurile comunale, măcar cu 500 de metri pe an. Propunerea mea este ca anul ăsta să asfaltăm, să continuăm asfaltul de la Biserica Catolică la Cimitirul Catolic. Sursă de finanțare, să ia de la religii, să o vezi de mii cam mulți la religii. Dacă tot dăm bani mulți, să mai fac mai multe religii, dacă suntem așa de darni. Și am mai văzut acum să pot lua de la camere. Camerele astea le punem, dar nu le văd prea multă utilitate. Deci eu propun ca anul ăsta să asfalteze 500. Măcar 500 de metri pe an, dacă începem să asfaltăm, mai ne îndreptăm spre civilizație și noi. Domnul, dacă rămâne ca în comisie 30.000 de lei să se ia de la culte, ca să spunem că... E suma necesară, că nu știu cât costă să asfalteze 500 de metri. Nu, dacă rămâne cum ați venit în comisie, 30.000 de lei. Da, rămâne de acolo și să mai ia diferența de la camere, sau să ia mai mult dacă e nevoie de mai mult. Eu nu știu suma... Nu, comisia asta a spus și de aceea. Da, bine, nu...
Da, deci să rămână cu 50, nu? Da. Ok. Mai, domnul, mai aveți ceva de... Momentan. Da. Domnul Dămoc, aveți cuvântul? Eu îmi trebuie să mă refer un pic la modul general la cum a fost construit acest buget, pentru că am subliniat și în ședința de comisie. E practic începutul momentului când toată atenția o vom acorda proiectului de apă și canalizare. În momentul ce noi avem la momentul acesta, nu s-a vorbit de excedent, dar înțeleg că la momentul acesta sunt 44 de miliarde în excedent. Noi mai avem nevoie de încă 100 de miliarde bani proprii pentru a duce la bun final proiectul de apă și canalizare. Până la finalul 2023, care este termenul limită pentru finalizarea acestui proiect, ne va fi imposibil ca noi, cu forțe proprii, să putem asigura acești bani. Astfel, singura posibilitate va fi fie să contractăm un credit, ceea ce din nou va fi greu de dus, pentru că iar înseamnă să renunțăm la orice altfel de investiții. Ați văzut probabil deja că noi plătim încă de anul ăsta penalități și dobânzi, tocmai din cauza faptului că proiectul de apă și canalizare începe, de fapt, cu foarte mare întârziere. Cel mai pesimist scenariu ar fi acela în care noi, în 2023, nu vom putea finaliza apă canal, din diferite motive. Unul poate fi și un constructor neserios care te lasă baltă. Tocmai de asta era nevoie să fie o perioadă de respiro, în caz de nu ai să ai timp să contractezi un alt constructor sau ceva. La noi totul va fi la limită. Și există acest risc ca noi în 2023 Uniunea Europeană să spună, domnule, nu mai aveți ce face, n-ați dus la timp contractul, returnați banii. Deci pe lângă faptul că noi băgăm toți banii comune în proiect, să nu fim nevoiți la un moment dat să returnăm și banii europeni. Ăsta e cel mai pesimist scenariu pe care cu siguranță nu și-l dorește nimeni. Am făcut această evidențiere tocmai pentru faptul că discutăm cu cineva dintr-o altă comună băcăvană. Se plângeau, erau persoane din învățământ, îmi spuneau faptul că la ei în comună, de ani de zile, primarul le spune: domnule, nu am bani să vă dau de nimic, că trebuie să dau bani la apă canal. Aveam un serviciu de apă canal nefuncțional, tocmai pentru că nu era recepționat. Și am spus domnului primar, sper ca noi să facem tot posibilul să nu ajungem în această situație. Ca să nu ajungem în această situație, singura posibilitate, și sper să fie una, este să primim sprijin guvernamental. Asta e singura variantă. Sperăm să fie susținut de toată lumea. Intrând pe sumele din bugetul actual, s-a discutat în ședința de comisie de acest doar 52.000 de lei primiți de la Consiliul Județean pentru balastări și întreținere drumuri comunale. Este o sumă total insuficientă. Anul trecut, ține minte că am primit suma de 190.000 de lei, care tot a fost insuficientă. Cetățenii oricum se plâng că drumurile lor au fost impracticabile în multe locuri. Faptul că acum venim cu o suplimentare, nu știu cât ne ajută, și dacă tot am venit cu o suplimentare, pentru că este în sarcina viceprimarului, ar trebui să avem pe masă o situație la zi cu drumurile comunale, unde e nevoie urgentă de plombare. E situația de la Vintilă, pe care o știe toată lumea. Da. Mai sunt situații la galeri sau unde mai sunt probleme. Astfel, doamna viceprimar, cred că ar trebui să avem pe masă pentru că ați fost cerut o suplimentare, să vedem unde vreți să plombați. Că așa, dacă dăm bani și iar punem numai unde știm noi că avem prieteni și cunoștințe, n-au rezolvat nimic. Domnul consilier, sunteți consilier, da, puteți merge pe teren, vedeți-vă situația. V-ați spus, nu am de ce să vă dau răspuns, v-am zis doar atât, sunteți consilier local și mergeți pe teren. Și ce drumul vedeți, păi, asta vă și eu. Am fost pe teren și tocmai lumea se plânge că acolo unde oamenii nu sunt într-o relație foarte bună cu dumneavoastră, îi lăsați să stea în mocirul. Asta spuneți dumneavoastră. În realitate, sunt becuri care stau neschimbate, da, de luni de zile. Dacă vreți să... Eu n-am vrut să intru într-un dialog, dar... V-am zis că oricum cu dumneavoastră nu am venit. M-ați provocat. Nu aveți, dar o să trebuiască să... Este la replică, domnul consiliator, frumos să vă spuneți exact... Doamna, am înțeles ideea. Pe doamna viceprimar, frumos, să răspundă doar după ce terminăm și să-i dea răspunsul exact punctual. Nu are rost să vă contrat, că nu mi se pare normal în cadrul unei ședințe din Consiliul Local. Da? Mulțumesc. Avem o sumă foarte mare, foarte mare, e mare, 600.000 de lei pentru comunitatea de la Horbești.
Din nou am atras atenția că în mod normal, pentru că sunt și alți beneficiari și e cu sprijinul Consiliului Județean, deja ar fi trebuit să avem un sprijin al Consiliului Județean pentru realizarea acestei investiții. Poate chiar și a celorlalte comune, dacă se vede că există portiță legală pentru acest lucru. S-a finalizat acolo, s-a făcut o expertiză tehnică, domnul primar, pentru... Da? Deci suntem siguri că cei 900.000 vor ajunge pentru tot ce e nevoie? Nu, deci asta au fost numai estimare. Cei 900.000. Estimare. Deci, noi oricum ne-am pus... Poate fi suma. Noi oricum ne-am pus problema din comisie că nici cei 300.000, că nu știm de unde îi vom mai lua, dacă vrem să finalizăm anul ăsta. Dar, de fapt, noi nu știm dacă vor mai trebui doar 300.000, că e posibil să mai trebuiască alți 600-700.000. Deci, până nu este proiectul Daliu, până nu este proiectul Daliu. Deci, din nou acordăm bani pe niște previziuni, mai multe nu știu cum să le numesc. Deci, nu pe ceva cert. Pe un proiect, pe o expertiză dusă la capăt. De asta zic, când acordăm bani pentru o investiție și spunem că anul ăsta, noi în iunie, vrem să ducem la capăt, trebuie să fim siguri că cu respectiva sumă de bani ducem proiectul la capăt. Noi nu avem această certitudine. Dacă îmi dați voie, e prea bine că nu se poate încheia un contract cu o firmă prestatoare atâta timp când n-ai niciun ban în buget. Dacă noi nu avem bani în buget alocați, nici nu putem demara cum contractarea cu construcției. Dar expertiza tehnică e finalizată? Este un lucru. De asta zic, dacă vine la expertiza tehnică care e în lucru și vă spune că acolo e nevoie nu de 900.000, 1.800.000 ca să facem respectiva în cutere. Momentul când noi ce mai facem? O să vă prezentăm în momentul când o să fie gata proiectul din Daliu și care stă la... Eu zic că nu e așa. Cum vreți, vedeți dumneavoastră? Păi cum? Dacă o expertiză tehnică o să vină și o să îndubleze suma asta da, necesară... Da, și o să vină în fața dumneavoastră și o să spunem, domnule, uite, conform expertizii tehnice, valoarea, dar nu expertiza tehnică spune, spune Daliu. Deci proiectul tehnic ne spune exact, concret, cât valoare va avea definitiv centrul respectiv. Și dacă atunci ajunge să spune suma, vă dați seama că nici eu nu sunt dispus să alocăm o sumă atât de mare. Și atunci? Vin în partea dumneavoastră și spun, da, domnule, să redistribuim suma respectivă dacă renunțăm, dar împreună renunțăm. Ok. Deci împreună am intrat în toată chestia asta. În momentul ăsta, noi dacă considerăm altceva prioritar decât acești 600.000, am putea să luăm de aici să ducem câte alt proiect. Dar nu știți de ce nu-i dați prioritate la centrul ăsta? Păi pe nici prioritate. E vorba că... E posibil ca noi să nu putem să asigurăm. Dar e posibil să mergem în continuare. De ce vedeți numai partea neagră a lucrurilor? Da, așa și eu mai... Mai negativist. Nu trebuie văzut negativist. Nu sunt negativist, dar vedem avem deja atâtea experiențe. Cu podul, cu dublarea costurilor la apă canal. Deci vorbim de realități, nu vorbim de negativism. Și încă o dată, eu nu vă pot da o sumă decât estimată asupra cheltuielilor respective. Am înțeles, dar vreau să vă spuneți că vă asumați că vreți acest proiect, dar nu știm suma de bani. Adică e posibil ca suma de bani să fie mult mai mare. Sau sunt mai mică? Da. Ghilimele de goare, înțelegeți? Deci sau mai mică, deci nu pot să spun chestia asta. În 4 ani de când se consilie, nu prea am văzut să scadă cursurile la bun. Ați înțeles? Deci până nu avem proiectul tehnic, eu pot să demarăm și să vedem. Și momentul ăla vine în fața dumneavoastră, să spuneți, da, domnule, luăm decizia respectivă. Mai am în față aici o notă de fundamentare a domnului director de la școala Forgești. Da. Eu aș fi plecat cu studiul ca domnul director să vină ori ședința de comisie, ori chiar invitați în ședința de buget ca să susțină ei. Și au făcut prin referatele respective. Să susțină ei necesarul de investiții. Sunt investiții care le știm cu toții necesare și plecăm de la acea bibliotecă care știm că o să fie relocată din acest centru care urmează. Și domnul director insistă ca biblioteca să fie în apropierea școlii și nu în centrul vechi al primăriei, pentru că copiii oricum nu citesc, dar dacă le mai mutăm biblioteca și la câteva sute de metri, cu siguranță nu vor mai citi nici măcar atât. E vorba de, ce știți, că se insistă și ar trebui să vedem ce facem cu acea clădire din curtea grădiniței, care oricum e un pericol și ar fi o posibilă destinație. Cu propunerea alocăm, luăm de acolo, punem dincolo. Păi noi nu avem bani să terminăm un obiectiv, ne mâncăm de 10. Și ne facem unde zis. Deci de acum dacă o să mâncăm placa asta, că nu avem bani, nu, n-ați înțeles. Lăsăm să cadă clădirile pe copii acolo sau ceva de genul. Avem două programe, dar pe care o să-l lăs pe domnul Putescu să vorbească. Da, la întrebări și interpelări o să-ți puteam scrie. O să vină momentul. Da. Și mai era vorba de rupirea geamurilor de la grădinița, de la Părgești, care am discutat despre acest lucru în comisie. De asta, cred că cel mai motiv a fost ca ei să vină și să... Noi am avut adresa de la dumnealor.
Dar nu ați invitat în ședință. Nu neapărat. Și am considerat, chiar dacă veneau dumneavoastră în ședință, proiectul era format, cheletul pe care e format. Dumneavoastră, dacă aveți și vreți să ridicați un amendament, veniți cu propunere, da, domnule, luăm 5 lei de la centru comunitar și o să găsim... Învățământ că practic asta era problema, nu știu de pe la... Păi, dumneavoastră au spus. ...către cele două proiecte, iar aici, la geamul și astea, deja e nevoie de sumă mai mare și automat de astăzi. Ori intrăm pe acei bani de la centru comunitar, ori o mai lăsăm așa încă un an de zi. Domnul primar, noi am discutat acum o jumătate de oră pe Comisia Învățământ. V-am spus problema, care, să spunem, chiar este importantă din cauza că ține de siguranța copiilor. Și v-am solicitat, prin contribuția și a școlii gimnaziale Răcătău, a unei sume de 20.000 de lei, în ceea ce privește reabilitarea gardului de la școala gimnazială Recea. Pentru că, știți foarte bine, gardul este cum este, porțile sunt vraiște și am vrea ca să creăm o siguranță a copiilor în momentul în care se desfășoară activitățile instructive educative, copiii să stea în siguranță, adică să fie încuiată poarta școlii. Ne-am trezit cu părinți recalcitranți care au venit să pedepsească pe nu știu ce copil, de la nu știu ce clasă, că vezi că celălalt i-a făcut nu știu ce copilul lui. V-am zis și sumele de unde vrem să le luăm, ca și amendament, de la reabilitare 10.000 și de la bunuri și servicii... Reabilitare care? Monumentul istoric, dar v-am spus... Mi-am notat, dar trebuie să avem colegii consilieri. Și de la bunuri și servicii 10.000, urmând ca restul de 20.000 să vină școala gimnazială cu banii aceștia pentru reabilitarea... Deci am zis așa, eu ce mi-am notat eu. 10 de la bunuri și servicii, da. De mă refer de la cultură. Da. Așa. La bunuri și servicii, domnul. Pentru că notat, eu îmi fac lecțiile și nu notez. Pentru că inițial a spus că... 10 de la CONAC, atenți, 10 de la CONAC, tot pentru cofinanțare la școală, deci se fac 20.000 de lei. Și 5.000... Dar mai veni cu 5.000 de la ziua comunei pentru table la școală. Table la școală, da. La Răcătău. Deci, astea sunt propunerile amendamentele noastre. Da. Care ne-am notat. De asta zic prezentate, așa cum ne-ați prezentat în comisie. Da. Într-adevăr, și suma de la balăstări mi s-a părut mică. Nu aveți cam ce face cu 52.000. Dacă se aprobă și restul, ar fi bine. Dar, de data asta, să, exact cum a spus și domnul consilier Dămoc, trebuie identificat exact locul unde trebuie pusă piatra asta, că dacă o punem așa pe unde vrem, iarăși nu e bine. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, domnilor consilieri, după cum știți, în ședința de anul trecut, când s-au prins bani la buget și când a început balastarea, am adus o situație și am prezentat-o Consiliul Local. Exact cu drumurile unde să se pună balast și cantitățile estimative. Depășeau la momentul acela, cantitatea depășea cantitățile care ne le permitea. Sau banii fiind, suma fiind aceeași contractul, încheindu-se pentru un număr de mașini de balast, s-au adus nici jumătate din cât s-a cerut. S-a cerut și să fie un compactor, să zice. Da. Așa. Am avut și prima dată n-am avut. Și atunci, cum nu s-a venit? S-a venit cu situație. Așa o să vin și de data aceasta. Dacă vă amintiți în ce am vorbit adineauri, eu nu v-am spus de situație. Am spus să identificați zonele unde într-adevăr trebuie. Exact cum am venit ce data pot să vă spun, să vin și data aceasta. Ce pot să vă spun, nu intru în polemic, ce pot să vă spun? M-ați invitat să fac o recepție pe care am refuzat să o semnez și știți și de ce. Nu știu. Domn primar poate știe. Da. Faptul că eu n-am fost la fața locului, deși am cerut să merg la fața locului, să văd exact pe unde se pune și câtă piatră se pune, m-am trezit în fața faptului, domnul Crețu poate știe și de lui poate semnat-o deja, în fața faptului împlinit, de a semna o recepție despre care eu habar nu am. Într-adevăr, unde s-a spus că s-a pus 3, s-au pus 2 sau una și jumătate. Deci nici într-un loc nu s-a respectat exact cantitatea, metri cubi și nimeni nu a fost să vadă, în afară de cei trimiși din primărie, să vedem dacă într-adevăr s-a balastat așa cum trebuie. O balastare înseamnă o reabilitare a unui șanț, înseamnă făcută treabă ca la carte ca să fie cum trebuie. Altfel, degeaba punem piatră pe drum dacă nu decolmatăm șanțurile. Spre exemplu, dau un exemplu. Dacă nu învățăm pe cetățenii noștri să-și facă
un pic de șansa, să desfunde podul acolo. M-am văzut un bazgă o chestie care mi s-a părut cel puțin. A spus podețul ăla la pompă, foarte bine că l-a spus, dar mai la vale șanțul este pod făcut fără șanț. Am văzut o chestie așa, deci când o să plouă, clar, unde o să ducă apa, e clar că o ia pe drumul județean. Și așa, și așa este, da, și așa este cam impracticabil drumul ăsta. Deși am cerut, i-am zis domnul primar, cum a spus, poate faci o adresă către Consiliul Județean să vină cu alam. Una peste alta, într-adevăr, aveți dreptate, spuneți că s-a pus și astea. Dar eficiență n-am. De exemplu, vă spun sincer, pe șosea aia spre vechiul pod, e dezastru. Da, știu că am fost. Acolo, și chiar așa acolo... am pus problema, că dacă s-ar fi făcut deodată balastare exact cum ar fi trebuit și nu s-au pus, dacă trebuiau 5 mașini, s-au pus 2 jumătate, că nu era cantitatea necesară. Și tot, în loc să balastul să fie cantitatea pe o porțiune de drum, dacă o mașină trebuia să spun să se împartă pe 200 de metri, dau exemplu, că nu e neapărat așa, s-a împărțit pe 400, sau pe 500 ați, de metri, asta am spus. Ați mers pe zonă unde ați băgat lama, ați lăsat așa... Exact cât am avut lama, că și lama a fost la ore. N-ați băgat lama, stați să termin, ați băgat lama, n-ați mai pietruit, ați lăsat așa și acum este o mocirlă imensă pe acolo. Știți exact la ce mă referi. Știu la ce mă referi și v-am zis, pentru că referatul meu era de suplimentarea numărului de să mașini. Să sperăm că de data asta lucrurile se vor face corect și cum trebuie. Corect s-au făcut și data. Corect în sensul că... Într-adevăr, ați evitat 2 ani de zile în mare parte Răcătău, ați adus un compactor, este adevărat, dar compactorul ăla a mers doar în o anumită zonă și unde trebuia să mai meargă, n-a mai mers. Deci dacă ați făcut pe partea de pe Valea Fântânii, cum îi spuneți, sau cum îi spuneți dumneavoastră acolo, spre Călin, și ați folosit Valea un compactor, era normal să folosiți, de exemplu, și în lagăr. Dau un exemplu. Da? Era normal să-l folosesc și către... Folosesc după numărul de ore, domnul consilier. Dacă eu am 10 ore compactorul și pentru el ar fi necesar că să-l folosim 30 de ore, de unde să-l iau? Că nu fac ei gratuit 20 de ore. Da. Ok. Da, ca și amendament la solicitarea noastră de la bunuri servicii. Iar, cum am zis, de acea sumă de luat din excedent, adică nu pentru balastare, să luăm de la pod și pentru pod să luăm apoi din excedent, bani s-a venit justificat, pentru că în excedent au plecat la sfârșitul anului acei 46 corect, de lume, știu care erau special pentru știu, balastare. Așa deci am votat. Nu facem nicio gaură. Așa am votat. Consilierii care au fost prezenți, așa am votat. Da, de asta spun. Deci nu înțeleg că în excedent, adică ne-ar trebui mai mulți bani pentru apă canal, dar suma aceasta pe care solicit e aceeași, cu 2000 de lei mai mult, decât cea care oricum a intrat pentru, și era pentru balastare. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, permiteți o întrebare, pentru că având, având amendamentul domnului Tufescu de a muta bani de la Conac și noi am renunțat acolo de a mai face centru, cred că nu putem să mergem totuși să facem și școala veche și Conac. Deja e prea mult. Care stau acolo. Și aici vorbim doar de finanțare. Dacă nu o să putem să le ducem pe toate. Haideți să ducem acei bonus care rămân atunci spre o altă investiție care se poate face cu bani mai puțin și și renunțăm pe termenul ăsta scurt la primul de an veche. Dacă mai ales nu să vrea acolo bibliotecă și aveți altceva de... Abandonăm reabilitarea Conacului. Ce vreți să faceți acum? Proiectarea, partea de proiectare. Și după aia în el, ce să se întâmplă? Să facem ceva, de modificat, un centru de zi. Păi da, întâi hai să facem clădirea, gândim... Pe ce centru de zi nu făceam la centru comunitar, nu e la... E centru comunitar pentru persoane, deci pentru vârstnici să facem aici, vor fi pentru copii cu dezabilități, femei gravide și copii minori, acolo sus, deci, centru. Ăsta, dacă reușim să facem construcția, să facem, să-i dăm un centru pentru vârstnici ceva. Deci să găsim ceva. O lăsăm așa, o lăsăm așa, o abandonăm. Mi se pare că plecăm prea mult, prea multe piste din deci eu am fost banii ăștia 50.000 de lei, spus pentru parte de proiectare. Domnul director, Luca solicită centrală la Sufudor, care mai solicitat-o. Deci copiii care nu scădă... Veniți cu propunere, dacă mă zic locală stabilești... Eu propun amendament că dacă s-o propun să mutăm cei 40.000 care rămân după amendamentul domnului Tufescu, să-i mutăm pentru centrală la... Deci renunțăm la centru de la primăria veche, o renunțăm. Decizia dumneavoastră. Consider mult prea multe investiții deduse în același timp. Doamne, de ce nu s-a făcut centrala anul trecut, dacă mă nu este și o primărie la Sudor, că și anul trecut și acum 2 ani a venit cu propunea și știu că a fost banii. Da. Exact, de ce nu s-a făcut? Pentru că banii s-au luat după aia, am înțeles, nu? I-a făcut în altă parte, lucrare. Păi nu, că asta a fost special de la început, s-a pus pentru centrala la Sudor și anul trecut și acum 2 ani.
Deci, acolo centrala nu ne ajunge cu 40.000 de lei, nu ne ajunge centrală. Dacă gândiți că ne ajunge o centrală cu 40.000, eu vă... Sunt de acord cu dumneavoastră. Când și anul trecut și acum de aia a venit propunerea asta. Sunt de acord cu dumneavoastră. Faceți concretiți de cuvință. O luați ca un amendament, domnul Dămoc? Eu o las ca un amendament în ideea în care atât, anul trecut câți bani am avut alocați? 7.000. 7.000 pentru centrală cu Hodor. Deci cum să... Deci anul trecut am avut 7.000. Cum să facă centrală cu 7.000? Tu mă de asta zic. Dumneavoastră, de ce nici v-am spus? Sunteți legislativ, votărât, abandonăm într-o parte, facem în alta. Ok. Domnul Costică? Domne, sumele la buget am găsut. Mai mult de atâta nu avem statutat nici pe ăștia să nu, nici ăștia să nu fie toți. Pentru faptul că, de câte am înțeles, pentru asistență socială, pentru acel bani prevăzut numai până în luna august. Jumătate de an. Jumătate de an. Care august? Până în iunie. Iunie, așa. Tot lumea vine cu amendamente, cu propuneri să renunțăm la aia, să facem pe aia. Domne, câți prea multe investiții și nu le putem duce. Gardul de la rece, dacă luăm bani, deci este tot o investiție și acolo, nu? Nu. Banii, dacă îi luăm de la Conac, strat, cum e trecut ai, sediu fostei primării. A face greșeala enormă să luăm banii de aici și așa să lăsăm pe asta care așa este, poate să devină o ruină și care este și monument istoric, cred că nu ne-ar ierta nimeni. Clădirea există, terenul există, proprietate publică și a o lăsa, a o dărâma, cât și vă, ce destinație... N-a spus nimeni. Păi dacă nu mai facem nici anul ăsta, nici la anul, nici la celălalt an, oricum se duce. Vreți să vă aduc la mine câți bani am avut spus? Domnul Dămăr, dar eu nu v-am întrerupt deloc. Nici în comisie n-am discutat problema, am văzut că acum... Din momentul ce domnul Fesco, dar vă rog să mă lăsați. Sigur, sigur. Deci clădirea asta este o clădire care trebuie și absolut necesar să fie reabilitată, reparată, făcută. Pentru că și 50.000 este puțin pentru... Eu am pus estimativ. Este estimativ. Deci suma este foarte mică. Eu asta este părerea mea. Cineva a făcut-o și ne-a lăsat o moștenire, nu vine să o revende și noi acum să o dărmăm. Ducem o bibliotecă, vai de bine că e prea departe de acolo până aici, așa se vină copiii. Facem câte o bibliotecă la fiecare copil acasă, dacă e cazul dărmă. Nu se poate lucrul ăsta. Care are nevoie și care vrea să citească, să duce până la răcătă să iei o carte dacă îi trebuie și îi dornic să citească. Nu neapărat și ori director de școală, până la urmă, găsește el un loc unde în toată școala aia, să, un colț acolo, că nu cred că sunt sute de mii de volume. Școala Urgenți are o grămadă de spații, poate să-și facă 5 biblioteci dacă vrea, asta cu etaj. O sală de clasă să o amenajezi bibliotecă și este în incinta școlii, copilul să iese din clasă, să duce la ușa bibliotecii. Nu încă, trebuie altă clădire mutată, nu știu. Rog, încă o problemă. Atâtea și atâtea critici. Vai de mine, podul, se ferească. Dacă nu se face, dacă nu se face. Că cine o fi de vină, cine nu o fi de vină. Știm discuțiile care sunt, că dacă la noi... Dar nu vă uitați că acum au descoperit că centura Bacăului nu poate fi, că sunt niște broaște și văd doi plope acolo. N-ați văzut că sunt gândașii? Bun, se lucrează, dar să vedem banii dacă îi medec, așa se spune. Presa, nu spun eu. S-o găsit gânda cu nu știu care, croitorul stejarului, care vai de mine să-l ducem, să-i mutăm, să-l aducem nu știu ce substanță ca să-i atragă, să se mulțească acolo, etc. Asta au fost și cu podul ăsta. Acum au descoperit, astfel români au descoperit că sunt proprietarii pe albi și mai trebuie un aviz și de la ei și așa mai. Oricum, dacă se termină treaba asta, probabil că o să înceapă lucrarea de atâți ani, că podul ăsta e de când proiectul este început din 2014 și 2015, dacă nu mă înșel. Da. Nu cred că este vinovat neapărat o persoană anume din aparatul primăriei sau din personalul primăriei. Astea sunt situațiile, nu numai la noi, și la nivel de mai sus, sau cum să le spun. Părerea mea este că bugetul a fost într-un fel sau altul bine întocmit. Dar dacă începem iar să permițăm, luăm 2.000 de colo, 3.000 de colo, 5.000 de colo, nu facem nimic. Ar fi bine ca pentru drumuri să faci o bucată, cum a propus domnul Dancă. O faci și știi că există, că rămâne, că nu se mai, nu mai ia apa, piatra, așa. Dar să vedem cât costă. 30-40 de mii de lei, nu știu. Cine vine, domnul face... secretar, pentru 500 de metri? Nu știu dacă se face treaba asta. Aici rămâne sarcină
pentru actualul și poate pentru viitorul primar, viceprimar, viitorii conducători ai comunii, să întocmească proiect pentru modernizare drumuri sătești și drumuri comunale. Asta, așa cu 50 de metri și cu două, ar fi bine. Domnul Căliman, doar dacă ne înscriem la comunie. Dacă nu vorbim și nu-l ascultăm. Probleme sunt multe. Acum, cu toate amendamentele, aproape că nu o să știm cum să votăm. Ce-a propus doamna Vici, s-a apropiat, ce-a propus domnul Crețu cu Rigoli, s-a apropiat, ce-a propus domnul Dămoc, ce-a propus ala. Nu știu dacă se poate. Eu cred că bugetul este în forma asta și e bine dacă se pot găsi niște bani, să vedem de unde, pentru majorarea sumei la întreținere drumului comunale la acolo. Și acolo, ce dacă există, este podul ăla la ventilă, acolo care s-a făcut, unde spune că e foarte greu, acolo trebuie văzut și făcut o lucrare ca lumea, și ce mai rămâne, plombat pe aici, pe acolo, până s-o mai găsă niște bani. Da, haideți ca să trecem la vot. Atât, referitor la Conacul Strat, având în vedere, eu de aici am plecat ideea, din moment ce s-a venit cu amendament să luăm bani de acolo și s-a afirmat acum că banii care rămân oricum nu vor fi suficienți posibil pentru documentație, mai amânăm un an, pentru că nu e vina noastră ca și consilier, că anul trecut am aprobat tot așa la fel o sumă de bani foarte mare acolo, pentru că acolo trebuia să fie centru comunitar. E vina mea că anul trecut nu s-a renunțat acolo. Nu e vina mea. Și tocmai de asta, dacă anul ăsta renunțăm și ducem 40.000 și luăm centrala aia, care eu zic cu 40.000 se poate lua o centrală din copilul ăsta pe două. Pe de altă parte, domnul Costic are dreptate, că spune că trebuie, într-adevăr, este în lucru, dar trebuie să ne gândim totuși că dumnealui face apel la cunoștință că dacă clădirea se ruinează, dar dacă copilul ăla de la Recea iese în mijlocul drumului, se merge până la o toaletă și iese în drum, și dă peste el o mașină, că el nu știe să ducă neapărat la toaletă, el mai găsește și o preocupare până domnul observăm. Bățător, atunci, pe conștiință, domnule, ca să supraveghează un copil, nu putem să-l supraveghem non-stop. Cu reabilitarea la asta, deci domnul Crescu, domnul secretar, eu susțin exact contrariu. La ce să investim noi bani acolo? Mai bine o demolăm și nu cheltuim bani pe ea. Monumentul este un monument. Nu-i interesează siguranța copilului, ci când copilul trebuie supravegheat. Da, domnul Budan, trebuia să vă înscriu la cuvânt, domnul Cretoare, de dreptate. Da. Domnul secretar vorbește din poziția de pensionar de acasă, dar nu gândește care e condițiile la școală și cum... Da, mulțumim. Domnul Cretoare, vreți să mai arăt? O singură dimineață veniți să vedeți cum se urcă copiii în microbus. În stradă, în asfalt și trec mașinile cu 120-140. O singură dată să veniți. Dom'le, și atunci facem un gard ca să încercuim să bagi microbuzul acolo. Nu avem nici port, trebuie să facem gard, trebuie să facem port și nu e așa normal. Cum? Dar e normal? Ce treabă avem noi clădirea aia vechi? Lasă-o, domnule, acolo să stea, lasă-o să băgăm atâția bani acolo, sute de milioane pentru ce? Avem probleme mai grave de rezolvat. Exact cum au spus și băieții ăștia pentru școala Suhodor, nu au centrală. Să vedeți ce condiții au acolo. Ați fost vreodată în școala Suhodor, să vedeți. Dumneavoastră ați fost în grădiniță aia, în grădiniță. Da, deci, domnul Crețu, la voastră nu vă trageți cu grădinile istorice, cu nu știu ce băgăm bani acolo noi acum. Domnul Brânceanu, am înțeles ideea. Domnul Crețu, vă rog, dacă mai aveți ceva de adăugat, dacă nu trecem. Da, foarte scurt, vă spun că vorbesc foarte bine. Domnul primar, era mă văd de o trapezoidală, ocupă trapezoidală. S-a adus, nu s-a adus? I-a adus. Dole, am spus-o și în ședința de comisie. O spun și acum să audă toată lumea, dole, nu mai punem piatră peste tot și nu facem șanse, cel puțin pe o parte. Chiar nu se înțelege că asta e o chestie care ne duce la risipă. Mai am o chestie care cred că e bună. Dole, haideți o parte de piatra asta, o depozităm undeva, avem remorcă basculantă, avem tractor și intervenim numai la urgență, dole. Și nu mai să dăte discuții că acolo s-a dus prea mult, dincolo prea puțin. Mulțumesc! Da. Da, înainte de a se pune la vot, îmi dați voie să vă... Am ascultat pe toată lumea și toate intervențiile. Părerea mea, fiecare dintre dumneavoastră aveți păreri pertinente, într-adevăr. La necesitățile care sunt în Comuna Horgești, cred că ne-ar mai trebui încă pe atâția bani. Fiecare din dumneavoastră vedeți priorități anumite lucruri.
Vreau să vă spun două lucruri în mare ce am vrut să discutăm. Am discutat asta și în comisia, cred, de juridic. Propunerea lui domnul Dancă. Da, de acord, cei 500 de metri sau câte ori fi 450. Problema este că asfaltarea domnului respectiv se poate face numai pe baza unui proiect. Vă dați seama că proiectul înseamnă toate care se leagă, proiectarea, vizia, vizărașă și toate problemele astea. Deci, ca suma respectivă de 30.000 de lei care vine în propunerea dumnealui, ar fi necesare numai pentru contactarea unei firme de proiectare. Nu știu dacă ne ajunge așa. Să contactăm, nu se poate. Nu, să contactăm firma de contract de proiectare. Atenție, la partea de camere, aici, dacă îmi dați voi un piculeț. La exagerat la camere. Domnul, da, exagerat vi se pare dumneavoastră. Nouă nu se pare exagerat, pentru că sunt suma. Este suma. M-a ascultat un pic domnul Dan. Este suma la care noi avem cheltuieli pentru contractul care îl avem până în septembrie anul ăsta. După aia o să rămână... Dar nu e extindere, numai să menținem... Nu e extindere, deci la ce avem suma respectivă este pentru menținerea, la mentenanță să avem la chestia asta. Că o să avem două, așa cum am vorbit cu doamna vice, o ridicat problema. Am spus, doamnă, nu sunt bani, dacă nu sunt, fiecare am vrea cât de multe lucruri frumoase, dar sumele astea sunt prinse. Deci dacă, din coace, cum hotărâți dumneavoastră, drept de vot, aveți dreptul să sunteți legislativ, dar la partea de supraveghere la camere este suma prinsă, împreună cu doamna contabilă, făcută estimarea, care ne-a trebuit necesar la cheltuielile cu ceea ce avem la ora actuală. Nu putem să avem un contract în derulare. Nu avem un contract în derulare și ne apucăm când avem bani să... Să dăm acolo, pentru că vin majorări și vin toate problemele astea. Comisie, ședința, domnul. Bun. Într-adevăr, cum a zis dumneavoastră, cei 40, eu am zis 50.000 în speranța în care putem să facem o proiectare, partea de proiectare, ca să avem măcar pe anul ăsta, la centrul respectiv, partea de proiectare. Luăm, punând cap în cap, față în față, cele două idei ale domnului consilier de Moc, da, nu știu, în urma daliului și a proiectului tehnic a ieșit o anumită sumă pentru centrul comunitar de la Horgești. Vreau să vă spun că ne-am asumat împreună colaborarea cu cei doi parteneri de la UNICEF și de la CRSS. Suntem la jumatea drumului și acum începem să spunem că s-ar putea să nu ne permitem lucrul ăsta. Eu n-am abandonat ideea și vom purta discuții, propunerea am avansat-o Consiliul Județean de ADE, de o asociație de dezvoltare intercomunitară între cele patru comuni care vor fi arondate centrului și Consiliul Județean. Dar pentru a putea, în primă fază, noi trebuie să alocăm o anumită sumă să putem da drumul la toate lucrurile, dumneavoastră ziceți, faceți expertiza. Eu cum pot să contactez? Eu am dat drumul neoficial la expertiza respectivă, în sensul în care eu n-am cum să fac un contract atâta timp când n-am bani alocați. Deci, toată lumea vrem să facem, să știm sumele, dar vreau să avem și bani ca să putem contacta firma respectivă. Bun, referitor v-am spus, dacă în cazul în care, zicem noi, prin absurd, eu duc la cel mai pesimist scenariu pe care pot să-l văd, în care o să crească mult că cheltuielile vor fi mai mari decât ne permitem noi sau decât am estimat noi, iar nu vom găsi, din punct de vedere financiar, nici la Consiliul Județean și nici la celelalte trei comune, care, na, fiecare are bugetul lui. Centrul comunitar, deci echipa centrului comunitar care își desfășoară în afară de centrul comunitar zonal de servicii integrate, își va desfășura activitatea în vechiul sediu al primăriei. Asta vreau să vă înțelegeți. Deci, nu știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Eu n-aș vrea, într-adevăr, toate sunt cu greutate. Toate sunt cu toate, m-am mai spus încă o dată, așa am început, toate părerile dumneavoastră sunt foarte pertinente, de acord cu dumneavoastră. Dar în același timp, haideți, exact cum a ridicat unul dintre colegii noastre, haideți să ne bucățălim, că dacă facem pe bucățele și nu, facem lucruri pe bucățele și rămân bucățele. Mulțumesc!
De aici, domnul primar, de la reabilitarea monument istoric, 40.000 la o rectificare, puteți să mai obțineți 10.000. Da, dar nu, dacă luăm 40, nu mai abandonăm situația. La momentul ăsta, asta vreau să spun. Dacă am luat, zicem, 40.000, am luat. Dacă mi-a luat și pe 40, eu nu mai pot să fac nicio mișcare. Să ne gândim un pic și la siguranța copiii. Deci m-am oprit. Da. M-am spus, dumneavoastră aveți dreptul să, la vot, eu nu ridic mâna, dumneavoastră hotărâți. Da, gândiți-vă în așa fel, exact cum discutam noi într-una dintre comisii, gândiți-vă că toți copiii sunt ai noștri. Bine, cum hotărâți? Dumneavoastră aveți drept de vot, încă o dată vreau să vă spun. Mulțumesc. Da. Haideți să vedem concret amendamente. Primul amendament. Rugămintea ar fi, le luăm pe rând. Da, le mai expunem încă o dată ca și doamna contabilă să le poată fixa unde și cum vin. Sau eu le spun și dacă ce am înțeles eu. Dacă există. Deci primul amendament este de cel la doamnei Temea. Mutarea sumei de 48.000 de lei de la pod Zodian la drumuri, reabilitare drumuri balastrate, da? Mai avem aici instalare camere de luat vedere. Nu, hai pe rând. Președinte, eu mai avem o întrebare de atâtea amendamente, cu cuvântul meu de onoare, dacă mai știu ce se votează. Păi, s-a ridicat o mai devreme. Președinte, domnul secretar, puneți să votăm bugetul în forma lui inițial. Nu putem Păi da, e mai simplu să spun dacă spuneți împotriva. Avem împotriva? Nu. Avem abține? Eu o să mă abțin, pentru că nu, la momentul ăsta trebuia să vedem exact unde se vor duce banii. Nu după ce am făcut. Înainte să știu unde se vor duce. Deci trebuia să știu ce necesar avem nevoie la timpul ăsta. Mi-am numărat, domnul. 14 pe. Mergem, lăsați. Mergem pe următorul. Următorul amendament. Da, se ia. S-a trecut ăsta. A trecut, da. Următorul amendament viza instalarea de camere de luat vederi la medic. O secundă, păi de-aia zice că nu știm cum votăm. Instalarea de camere de luat vederi în zona median. Suplimentare. Pe direct. Suplimentarea și achiziționarea a trei camere. Asta era. Trei camere. Valoarea? Nu să știi. Păi, nu știm. Tocmai că domnul Pașu nu știe de ce valoare. Nu. Câte avem acum? 17. Nu contează că nu se poate. Vorba de fibră optică, de distanță. Deci nu se știe suma. Nu e ceva, nu. Ok. Cine este pentru suplimentarea cu trei camere? Ați vrea să știu și eu. Păi nu putem, noi putem sume, nu sume. Sume, nu. Deci, a zis domnul primar să... Nu, am și zis la început, acela a fost amendament. Acestea două următoarele pentru camere și pentru... În momentul în care se găsesc sumă. Am zis da, exact. Ok, deci mergem mai departe. Haideți, domnule, să fim eficienți când nu stăm. Pompă sau doar aceeași lucru. A zis domnul primar că ea de la... Să luăm 30.000 de lei de la culte pentru ce? Stați că mai este... La, la domnul Pietru, 7.000. 7.000 la podul Zodian pentru Nicola port. Din fața primăriei. Tot la drumul. Ăștia 48? Tot la drumul. Nu, se pare? Mai aveți de ceva de acolo? Cu... 7.000. Dacă tot vine cu banii... Direct, hai, supune, da, văd, 7.000 de la drum până la... Pentru o ricolă din fața primăriei. Hai, cine este pentru? Vreau să pun o întrebare. Noi podul ăsta Zodian, de unde mai punem, de unde mai plătim? Spuneați că anul ăsta vreți să fie gata lucrarea. De unde mai plătim pe aia? Dar au discutat, să vină? Am discutat și ieri. Deci, domnul Claudiu, înseamnă că ați fost atent la ce o vezi. Și iau alocat pentru... Explică imediat. Pentru... Ca și bani, un excedent, nu era o destinație anumită. Noi atunci am solicitat... Au rămas un excedent. Îi luăm de acolo și apoi ducem înapoi din coace. Tot aia e. Așa, eu vorbesc de un pod, podul de la Tabarcea, care cer de 3 ani să se facă și mi s-a promis de 3 ani că se face. Și nu s-a mai făcut. Păi să mântăm mulți bani atunci de la pod, că au fost bani și să se apucăm de poduri, din comună și de șanțuri. Dacă este acolo limita banilor... Hai, pentru cei 7.000, cine este pentru?
Împotrivă, haideți să luăm așa, cu împotrivă. Împotrivă cine este? Domnul Dancă, da? Abțineri. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 cu domnul Dămocă, eram da, abțineri, da? 6. Haideți, lăsați-mă să subiți. Da, vă rog. Banii oricum sunt la capitolul special. Dacă vrea să facă, se face ribola. Bogdan. Nu face aici la primărie. Nu la mine face. Jos. Domnul. Dacă n-ai înțeles. Domnul Boboc. Tu ai zis că o face la mine. 1, 2, 3, 4. Mai fac, mai am avut două votări, două abțineri la acest. Am avut abțineri domnul Tufescu, domnul Dămoc, domnul Daniel. Bogdan și domnul Boboc. Și cine pe cine mai avem? Domnul Pisecaru și domnul Căliman, da? Între reparații, la reparații. Domnul secretar, îmi permiteți? Deci banii ăștia nu sunt cu destinația anume, că eu noi nu avem investiții. La drum, la drum. La drum, la drum. Noi deja avem bani și dacă se consideră necesar, se poate face această regulă din bani. La drum, dacă de la aici aș duce la drum. Normal, așa trebuia formula. Haideți să mergem mai departe. Da, ok. Dar nu formula. 30.000 de la culte la drum. Deci, am analizat azi puțin. Avem 6 și cu 1, 7. A trecut. A trecut. Avem 8. 8 la 7. Notați-vă. A trecut. Mergem mai departe. Haideți. O secundă, domnule. 30.000 de la... Scăpăm acum. Avem așa. 30.000 de lei de la culte. Pentru drum. Pe, pentru asfalta. A, pentru asfalta. Pentru, domnul, este amendament domnului Dancă, da? Tot pentru reabilitarea drumului. Nu doar banii ăsta, da. Ia și de la drumuri. Dar e tot la drum. Suntem tot la drum. Acum votăm și să iei la... 30.000 de la culte să se ducă către asfalta. Către drumuri, până la urmă. Da, către drumuri, domnule. Știți ce n-am discutat? Banii de la drumuri și o să dau. Cum îi împărțim? Nu, împărțim. Am discutat în ședința următoare. Domnul secretar, la drumuri cu specificații se înceapă cu coboros asfalt. Cu dedicat. Așa, nu că pentru piatră. Specificăm și pentru ce loc. Specificarea, vedem dacă putem să specificăm în... Domnule, noi specificăm aici, ne contabil, dar punem la percentare, la drum bine. Deci puneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă îmi permiteți. Deci, eu deci aici banii ăștia pot să-i moți, dar dacă vrei să faci întâi proiect pentru drumul respectiv. Dar începe un proiect. Păi încă o dată, ca să fac proiect, îmi trebuie bani, domnul Claudiu. Am mai stabilit chestia asta. Dar se formulează că... Păi da, dar nu poți să-i pun la drumuri, pentru că sunt pe investiții. Păi drumul investiții. Asfaltul nu e reparație, asfaltul e investiții. Balastarea merge pe... Dar nu, la drum, dar pe investiții. Atunci îi propunem pentru investiții la drumuri comunale, la asfaltare, nu pentru 500 de metri. Pentru o... Poate și 1000 și mai bine. 1-2 km faci proiectul și îți vedem. Și când avem bani să facem asfaltul, mai e valabil proiectul. Haideți să punem la vot. Deci haideți să supunem la practic, dumneavoastră vă referiți doar la partea tehnică cu banii ăștia, să se înceapă partea tehnică. Da, domnule, partea tehnică, am pus și lucrurile acolo. Și ce mai trebuie? Da, nu putem asfalta cu 600 de milioane. Și faci un proiect, faci un proiect pentru toate drumurile comunale. Nu pentru 500 de milioane. Faci pe cât ai sumă după aia. 30.000 de lei. Cine este pentru acordarea celor 30.000 să se înceapă proiectare? Că practic asta înseamnă. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6 voturi văd eu. Pentru. E clar că... Da. Împotrivă. 1, 2 voturi, da? Abțineri, diferența, da? Trebuie proiectul da. A făcut pentru asfaltare drumului. 7. Deci ăsta nu trece. Trebuie o sumă mai mare prinsă aici. Haideți, mergi mai departe. Trebuie o sumă mai mare prinsă să facă proiectul. Avem proiect? Mai departe. Avem amendamentul domnului Tufescu, 20.000 de lei pentru reabilitarea gardului de la Școala Recea. Sumă care va fi luată în mod următor. 10.000 de lei de la reabilitare monumente istorice. Da. Și 10.000 de lei de la cultură. Bunuri și servicii la cultură. Din același capitol. Din același capitol. Din același capitol. Pe același capitol. Da. Ajunge suma asta. Restul banilor de 20.000 asigură școala gimnazială Răcătău prin cofinanțarea de relevă. 30.000 eu sunt directorul. Deci și restul cât o să fie? 20. Până la 30.000. Deci școala vine cu 20 până la 30.000. 20.000 cerem de aici. Asta înseamnă cofinanțare școala. Asta înseamnă modificarea fundației la gar pentru că este prea jos față de asfalt.
înseamnă modificarea intrării în școală, că pentru că la ora actuală microbuzul nu poate intra în curtea școlii din cauza că este prea abruptă intrarea și rămâne suspendat microbuzul, a încercat omul și a rămas suspendat. Există riscul ca copiii aceștia să nu poată fi supravegheați, vă dați seama, și chiar și un profesor de serviciu când este. În momentul în care urcă la microbuz, el trebuie să stăpânească 100 de elevi. Pe rând, este foarte greu de a face lucrul ăsta. Dumneavoastră vă gândiți, îl votați sau nu îl votați? Pe reparații. Da, pe reparații. O finanțare colare tău. Colare ce apunem. Da. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haideți să vedem dacă avem împotrivă sau abținere aici. Nu mai e. Nu avem împotrivă, nu avem abțineri, deci aici avem 14. Deci avem 40.000 la... Da. Nu. Mai avem... Nu, am dată. Nu, n-am sărit. Nu, dumneavoastră. Nu, acum ajungem. A dumneavoastră. E vorba, da, e poporul care l-am cerut. 5 voturi, de 5? De ce avem 40.000? Nu, lasă-i. Și am și eu. Alocare bani, covor asfaltic. Dar n-ați fixat suma și de unde? A spus că nu știu. Și a zis că nu poate fi amendament dacă nu-ți bani. Nu, am spus că găsim din banii ăștia. A, domnule. Ce la tabar, ce acolo, oameni buni. Acolo e durere mare. Și am cheltuit atâția bani cu asfaltul. Următorul, care este? Aveți amendamentul cu 5.000 de lei de, da, tot, de la ziua comunei pentru table. Școală Răcătău. Așa fi dacă renunțăm la ziua comunei. S-a întâmplat nimic în alte comuni, nu se face ziua comună. Doamne, părerea mea este se investește în școli, se investește în educație, în alte lucruri se investește. Dar în fine, la noi merg. Asta a comunii... Sunt alegeri și trebuie să vină deputații. Să termină alegeri. Ziua comunii nici măcar nu e când însă alegeri. Da, dar nu s-a prezit. Ce chiar? Puneți la vot. Puneți la vot, dar mi-am dat. Domnilor consilieri, tot pentru educație și tot pentru copii vrem să facem lucrul ăsta. În primul rând, se ușurează munca atât a elevului cât și a profesorului. Nu mai inhalează copilul cretă, nu se mai îmbolnăvește. Sunt foarte eficiente, noi avem, le avem la Recea. Suntem foarte mulțumiți. Copiii astăzi sunt atrași de activitatea de actul instructiv educativ. Așa spuneți, domnul Tupescu, eu am crezut table de joc. Acum nu. Vreau să vă întreb. Și... Domnul Naru vreau table. Table la mine și acum. Noi am plecat de, știți că am plecat de la ideea domnului Dămoc de anul trecut, o idee care a fost foarte bună. Eu am venit cu amendamentul de adiționare de table altceva. Este eficient lucrul ăsta. Acum, la fel, ca și vă gândiți dacă e pentru copii, pentru elevi este bine sau nu. Hai, pune la vot. Banii ăștia au fost primiți și la Horgești anul trecut. Domnul director de acolo i-a folosit de cuvință, cum a știut dumnealui mai bine. Eu am venit și v-am cerut aprobarea. Vă aduceți aminte? Am zis că dacă domnul de informatică a reușit și a făcut 22 de calculatoare funcționale, cu internet, cu tot, am zis că banii ăștia ar putea tot pentru copii, că tot în scopul ăsta am folosit. Domnul director la Horgești nu știm că i-a folosit. A făcut, hai, a dotat la portul de informatică. Da, ok, ok. Hai să punem la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru table. Cine este pentru table? Hai să vedem, avem împotrivă. Domnul, nu sunteți pentru copii? La pensie, domnule. Nu are copii. Da, da, da. Avem împotrivă? Da, da. Nu, pentru lege avem deja. Le-am ajuns la Răcătău. Acum vorbim doar de Răcătău. E 1.000 de lei o tablă. Lasă că vii în campanie. Să ce să vii, da. Împotrivă sau abținere avem? Domnul președinte, pot să vă zic ceva? Că m-a rugat domnul Crețu, să poate vorbi și în ședința de comisie. A spus că trebuie bani și așa este la pol la tabace. I-am explicat acum dânsului că, nefiind amendament, că nu are sumă, o să încercăm să prindem din suma de la drumuri, că s-au pus cei 7.000 la rigole și nu cred că ajunge 7.000 și atunci luăm de acolo, domnul Crețu, da? Asta a zis să vorbesc eu, că nu poate. Bun. Avem mai departe. Amendamentul domnului Dămoc. Doamna vice, nu puteți până la sfârșitul mandatului să vă viți locul domnului. Da, asta a fost replica zilei. Avem amendamentul domnului Dămoc. Da, haideți, domnilor consilieri. 40.000 de lei de la sediul banii alocați pentru primăria veche să fie duși pentru cu achiziționare centrală școala Sohodor.
Cine este pentru? Eu sunt de acord să facă centrală, da, să fie centrală, dar păi ridicat, da sau nu? Toți 40. O să mai fie o rectificare în vară. Cine o să fie la conducerea primăriei, o să aibă în vedere ce lucru ăsta. Deci și copiii aceia trebuie să trăiască deci în condiții normale. Deci sunt de acord, dar suma nu e. E un început. E un început. Domnilor consilier, încă o dată cine este pentru? Pentru centrală? Domnule, pentru centrală sunt de acord, dar nu cu banii de la... Dar nu avem de unde din antropat. Asta este amendamentul. Domnule, am avut 10, dar... Ai votat centrală la Rece. Împotrivă pentru acest amendament. Împotrivă sau obține, domnul secretar? La Rece cât o costă centrală? Da, domnule, ca să mă numără ce votez, au votat ăla și cât nu știu ce. Acolo sunt caloritele numai centrală. Cât o costă la Rece? La Rece cât o costă? Alea cu ulei, cu altceva. Da, dar cât e să fiu clasă? Sunt sumorul ăla câte sunt? La Rece sunt... Domnul secretar, dacă s-a făcut de la zero. Aici sunt caloritele. Aici trebuie doar centrală. Și câte clase sunt în modulul ăsta la Socotul? 5 cu cancelarii. Deci trebuie doar centrală aici. Centrală, centrală electric, oameni buni. Nu e electric, băi, e electric. Este în momentul de fapt. Păi centrală? Nu, centrală. Doar centrală. Așa că ar fi spăt folosit. Da, bineînțeles. Corect, așa trebuie explicat. Centrală e electric, centrală. Caloriferul nu spune. Caloriferul spune că e electric și rabur. Bă, dar hai să votăm încă o dată, domnilor consilieri. Cine este pentru achiziționare de centrală la Socotor? Da, dar a luat 40.000 de aici, asta e ideea. 10-11. Păi atunci promiteți că îi dați din undeva. Păi de unde îi dau? Păi hotărât. Îi dați din pământul meu, să puneți centrală la 4.000 Să rămâi deschisă ideea pentru Conac. Deci nu suntem împotrivă. Exact, să rămână deschisă. Dar nu de acum ne apucăm. Să dăm pentru centrală din ei 10.000, 20.000. Cât vă trebuie. Haideți să venim atunci, haideți să facem, apropo, vin cu propuneri ca să împăcăm pe toată lumea, cum se spune. O să ne interesăm cât costă o centrală acolo. Da. Problema care eu o gândesc este locul centralei. Asta e toată ideea principală. Da. Că vă dați seama că nu prea avem loc. Da. Trebuie să-i facem construcții. Și dacă începem construcții, 40.000 de lei, scuzați să-mi expresia, n-avem ce faci cu ei. Deci dacă... Asta vreau să vă spun. Deci, încă o dată revin. Deci, de asta m-am gândit. Nu neapărat centrala în sine. Deci centrala în sine cu 40.000 de lei nu se pune problema. Problema este că ori renunțăm la o sală de clasă, ceea ce nu se poate, păi n-ai cum, doi, trebuie să facem centrală separat. Deci din proiectare este o sală mică care trebuia să folosească femeia de serviciu de ea. Mocul, găreata și alții cișinea este transformată în sală de grădiniță. Aia din capăt, aia din capăt, din capăt. Da, dar unii ducem sală, unii o ducem grădinița. De asta am prins șapte. Găsești soluții de lucru dacă vrea centrală. Da, de asta am prins 7.000 am întrebat centrală. A fost discuția să schimbăm centrala aceea electrică, să vrea tot electrică. Să fie la fel, mai trebuie schimbată, că aia nu știi că făcea scurt mereu și dădea. Deci, în fine, da. Deci găsiți soluția. Revenim atunci, haideți să revenim. Deci dacă se găsește, atenție, dacă se găsește, să luăm, să intrăm în suma asta, să nu depășim suma asta, iar restul să continuăm ideea, iar în momentul când... Bine. Vom veni cu... Mergeți tot pe electric, dar o electric mai performant atunci. Da. Da. Bun. Amendamentul considerat s-a aprobat sau respins? Dar nu toată suma, nu fac nimic. Nu toată suma. Nu, nu, stați puțin amendamentul și-l modifică cine l-a propus. Concret. Dacă nu... Am înțeles ideea, domnului Mitică, să lăsăm linii deschise pentru Conac. Da, da, să spunem, luăm numai 20.000 sau 10.000. Putem 20.000 atunci și vedeți exact cum e situația centrală electrică sau și cum se găsește camera disponibilă pentru activă centrală. Deci rămâi doar 20.000 de lei. Acum mai am 4 votori care sunt împotrivă și abține. Vă rog să ridicați la împotrivă cine este. Aveți curajul. Nu e nimeni. Și abține. Acum nu se poate. Acum sunt 14, 15? Da. Da. E, atunci înseamnă... Deci cu chestia asta de compromis toată lumea e de acord. Și asta e toată. Că sunt capra și bază, cum se spune. Asta e alt amendament. Bun. Domnilor consilieri, am mers și am votat pe amendamente, toți știți ce ați votat. Acum să punem la vot proiectul de hotărâre de domnul Vrânceanu. Vă rog frumos, mă ascultați o secundă. Îmi cer scuze, domnul. Când următoarea, când la următoarea știți
sigur veți fi președinte de ședință. Voi, insinuiesc ceva? Insinuiesc ceva? Fiți în următoarea propunere. Îl propuneți dumneavoastră, da? Da. Mai vând o leacă ca dumneavoastră. Așa, așa, așa. Nu puteți. Altfel, dacă am fi stat așa și am fi vorbit pe bisericuțe, n-am fi terminat nici până mâine. Trecem să votăm proiectul numărul 2, cel privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2020 în formă amendată. Cine este pentru? Da, da, ce facem cu lista de investiții? Eu n-am văzut asta. Este ultimul proiect ăla. E următoarea. E următoarea. Păi nu e. Și votăm separat. Programul de achiziții. Programul de achiziții separat, nu? Păi da, dar și lista de investiții în același proiect. 2, anexa 2 și nu am. Iată, aici. Bine, cazul ăsta mă abțin că n-am văzut-o până acum. Supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli în formă amendată pe anul 2020. Cine este pentru? Împotrivă, dacă avem cineva. Abține. Abține pentru că nu a fost dată lista de investiții. Lista de investiții este pe masă. Aveți, domnilor, lista de investiții. Ați adus-o acum, nu ați dat-o. Lista de... Eu nu m-am ridicat la începutul ședinții, dar lista de investiții este aici. Aveți listă, ia uitați, ia uitați, la domnul Răbunaru. Da, deci nu e contrariu. La începutul ședinții. Păi și, de când e dată hotărârea? Doamna Vici. Doamna Vici. Doamna Vici, vă rog frumos. Doamna contabilă, vă rog frumos. Haideți să trecem la punctul numărul 3, domnilor consilieri, mai avem puțin. Trecem la punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea programului achizițiilor publice pentru anul 2020. Domnul primar, aveți cuvântul? Da, în mare. Domnul Bunaru, vă rog frumos. La proiectul ăsta aveți puțin fi concret cu propuneri referitor la proiectul de achiziții. Noi ne-am gândit ceea ce conform discuțiilor purtate cu toți șefii de compartimente, necesarul care ar fi la nivel de oate. Discutăm și vă spuneți că aproximativ la fel, cu mici, cu plus minus. Ok. Avizul comisiilor, vă rog. Aviz favorabil, Comisia Juridică. Buget? La fel și învățământ. Îmi scrie la cuvânt. Altcineva? Aveți cuvântul, domnul Dămoc. Am văzut acolo că sunt mai 5.000 de lei pentru parcul și terenul de joacă. Știu că noi avem achiziționat de câteva, aproape un an de zile. Reușind să le imantăm la un moment dat? Nu toate. Nu toate. Deci nu toate, pentru că dacă se lucrează încă la toalete interior, de exemplu, Recea, da, Răcătoul nu, pentru că a venit între se va lucra la grădiniță, Sohodorul nu, că se va lucra la grupuri sanitari, dacă le afectează acolo în zona în care vrem să noi să le... Grădinița Forgești, da, centru comunitar, așteptăm să vedem unde le montăm, ori sus, ori jos, asta e ideea principală. Am văzut aici asigurare personal SVSU, deci bănuiesc că s-au finalizat procedura cu voluntarii, cu avem... În mare? Da. O să vă rog gata să-l chemăm cu domnul șef de serviciu să-mi prezintă și nouă echipa la diverse. Da. Da, mulțumesc mult. Eu, domnul primar, eu aș avea o întrebare. Pentru serviciile astea de colectare, transport și neutralizare, cadavre animale, de asigurați aici? La serviciul lui cu protanul. 14. Noi, poliția 14. La servicii. La 14. În ce constă serviciile astea? Nu. Nu. Deci, noi avem obligația ca anual să facem servicii de contactare în cazul identificării la nivel de comunii a cadavrelor. Trebuie să facem este serviciu special care se ocupă de colectare și transportul acestor și neutralizare. Până acum am avut contract cu Prodan. Bacău, care vor să vină și vor să ne ia de câte ori. Sperăm să nu fie probleme. Dar în momentul când sunt probleme, trebuie să
Ați mai primit și serviciile de carisaj aici cu contractul pe care l-ați... Avem servicii de carisaj... Nu-l mai văd, de asta mă uit așa prin... Nu mai avem bani? Mai sunt. Bun. Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, propunem spre aprobare punctul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? De acord. Abțineri? Nu, noi l-am vrea tare. Da, vă mulțumesc. Am ajuns la suplimentarea ordinii de zi. Și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE ECOSUDESA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 per 1087 din 16.04.2018. Vă rog, domnul primar. Da. Este vorba de modificarea unor tarife referitor la societatea ECOSUD, care este se ocupă de celula 2 de depozitare și selectare a gunoiului menajer. Sumele sunt stabilite. Noi, practic, prin hotărârea de astăzi mandatăm primarul Comunei Hodei să voteze NAGA pentru semnarea contractului, actul adițional. Iar eu, în calitatea dumneavoastră, mandatez pe domnul președinte al asociației, domnul președinte Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, care este și președintele ADIS, să semneze nume și pe seama noastră actul adițional numărul 2 cu EcoSud ESA Bacău. Tarifele le-ați văzut, cred că acolo bănuiesc că o să fie discuții mai multe, în rest... Nu cred că ar fi ceva de adăugat prea mult. Mulțumesc. Încă l-am primit... Și având în vedere că, asta vreau să zic, suplimentare, noi nu ne dorim să facem chestia asta, este un proiect de hotărâre care s-a insistat, vor ca până la sfârșitul lunii să se semneze actul adițional numărul 2, între ADIS Bacău și EcoSud și așa cum este normal, trebuie și avizul sau părerea fiecărui consiliu local din cadrul ADIS-ului. Mulțumesc. Da, mulțumim, domnul primar. Nu să mai cerem avizul comisiilor, e clar că fiecare n-aveam consiliu aici da. Trebuie să-și se scrie la cuvânt. Să-și exprime părerea. Da, cine se scrie la cuvânt? Noi am primit hârtire, știți, de la comisie, când am avut linie. Eu mi-am cerut scuze. Da, domnul și nou, au avut astăzi comisia. Dar oricum ați votat la buget lista de investiții pe care ați primit-o tot astăzi. Nu, dacă se întreabă aici, și criterii să o distribuie lista asta aici, eu n-am primit. Care, lista de investiții? Nu ați primit nici dumneavoastră? Nu, bănuiesc. Cum? Nu, nu, nu sunt aici, eu împotriva doamnei. Sau nu, am văzut pe doamna contabil, chiar am plecat de ea. Nu că neapărat nu eram de acord cu bugetul pentru lisa. Am votat bugetul, cu bugetul trebuie votat. Dar chiar mă mir acum. Nu, mulțumesc. Ați votat. Da, era primat aici, acum degeaba după 5 jumătate. Dar chiar... S-a dat-o pe aia sumară, când mi-a dat-o doamna așa. A, tu ai două? Să revenim la să revenim la proiectul suplimentar. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Altcineva? Domnul Domoc, aveți. Mulțumesc. M-am uitat pe aceste fișe de fundamentare de modificare a tarifelor. Deci, practic, se majorează tarifele de transfer și depozitare. Da? Bun, justificările probabil că sunt ce ne interesează pe noi în mod direct. Stadiul licitației, dacă puteți să ne spuneți pentru Bacău și celelalte 22 de comune limitrofe, care mai este. Faptul dacă de la 1 martie, așa cum ne-ați spus, se va începe colectarea cu pubelă din poartă în poartă. Da. Și dacă e implicit
se începe cu colectare selectivă, că până la urmă noi asta aprobăm de câțiva ani de zile, aprobăm colectare selectivă. Da. Avem aprobate acele centre de depozitare, da, care au început lucrurile, au început când încep. Cam asta este, dacă noi tot începem, am dat bubele, am reușit, un lucru mare. Comuna noastră, să aibă cetățenii cu bele, dacă tot începem, măcar, dacă e de la început, oamenii o să înceapă și o să pună totul la grămadă, așa se învață și așa o să merge. Adică, noi avem această șansă ca să începem cu o colectivă, să ne explicăm. Pentru bela va fi doar pentru noi menageri și să începem, s-a vorbit de acei saci colorați, s-a vorbit de multe lucruri. Adică aveam această șansă să începem cu adevărat o colectare selectivă și să educăm, să învățăm oamenii în acest sens, să fim constructivi. Eram așa, dacă o să plecăm de la ideea, am dat pubelă și oamenii o să înceapă direct să pună totul la grămadă, o să se mete așa și după aia muncește ca să-i dezobișnuiești cum ce-o mai fi, cu puncte de colectare sau ce s-o mai întâmpla. Da, deci asta e întrebarea. Începe de la 1 martie procedura și dacă adunăm selectiv sau punem la pubelă totul în grămadă. Bun. Răspuns la întrebare direct, un răspuns direct. Noi sperăm. Deci, încă o dată, spun că până la 1 martie se termine distribuirea integrală a pubelelor. Asta sperăm, că deja Bazga, sunt în Bazga. Bazga, da. Așteptăm. Da. Problemele, da, sunt că mai avem și urmă rămași, dar sperăm să le rezolvăm și pe astea. Bun. Ideea este, dacă se definitivează, vom încheia contractul cu... un nou contract cu firma de colectare și transport. Când aveți contractul? Până 29 februarie. Deci ultimul termen 29 februarie. Deci, săptămâna asta nu, dar săptămâna viitoare noi trebuie să luăm o decizie referitor la nou contract, m-ați înțeles? Da. Așa? De asta zic, săptămâna asta ar fi ideal dacă s-ar termina. Păi, chiar așa am avut discuția, domnul Cunarcu, astăzi, să dăm până la 1 martie, că ați dat și dispoziție și suntem în stadiu, că deja suntem la Bazga, terminăm mâine Bazga și apoi am luat, că o să mai facem câteva drumuri pentru cei pe care nu i-am găsit atunci, dar pe care nu o să-i găsim nici acum, nu se poate merge tractorul. Ideea finală. Undeva până martie viitoare, deci, pe 25, da, le avem... Începând cu luna martie, vom avea un alt fel de contract. Un alt fel de contract. Cei care se ocupă cu salubrizarea, adică colectare din poartă în poartă. Așa. Și a doi, vom face și centrele alea de... Deci noi am mers chestia asta pentru că nu aveam cum să facem selectiv pentru că se umpleau iarăși cu toate inunele astea. Dacă duceam trei pubele cu culori diferite, iar se umpleau cu menajer. Deci vrem să mergem în paralel. Dacă reușim distribuirea și noi zicem că reușim, să intrăm în termenul respectiv. Financiar ce se schimbă după proiectul ăsta și ce se schimbă de la 1 martie? Financiar sunt niște schimbări cu Ecosud Bacău. E modul cum se împart aceiași bani? Asta e întrebarea. Problema este la... Da, problema este la colectare, să vedem ce valori venim la negocieri cu agentul de colectare și de transport. Și dacă până acum aveam o sumă, nu știu dacă se va face, să vedem cu ce propuneri vor veni pentru colectarea din poartă în poartă. Educația asta a cetățenilor, știți cum puteți să o faceți referitor la ceea ce pun Dumbelani, reprezentantul, angajatul care este, da, și care se ocupă cu treaba asta pe partea colectării, să meargă undeva, cel puțin măcar într-o fază, două, să meargă cu mașina și să meargă din poartă în poartă, chiar dacă este greu, dar pentru asta ia bani. Da, logic. Și să urmărească ceea ce se pune în tomberoane. Acolo unde tomberonul este, cu cenușă, cu pământ, cu găinați de la găini și de ce mai este pe acolo, să fie refuzat. Și atunci omul poate în felul ăsta, nu râdeți domnul Pisecaru, că așa s-ar putea educa omul, să fie refuzat. Și să fie pus să-și descarce tomberonul și să pună doar resturi menajere. Da, pentru că dacă mergeți pe unde vă duceți la toate tomberoanele și vă uitați în ele, da, domnul meu, găsim, chiar îmi spunea cineva, domnule, dacă mi-i dă tomberonul ăsta, eu am de gând să dărâm casa, dar eu unde îmi pun în moluzul? Că dacă ia tomberonul ăsta, doar eu ce fac? Și domnule, mergi la primărie că poți face un contract și cu firma de salubrizare să-ți ridici
demolările. Oamenii trebuie să învățați că nu știu încă lucrurile astea. Deci, ideea e în momentul când am angajat un cu partea de salubritate pentru chestia asta, deci în momentul ăsta este la distribuirea cubelelor, după aia va veni pentru mediatizare mesajul nostru către cetățeni. Da, mai avem în scris, domnul Crescu, parcă vrea să spuneți ceva? Da, spuneți, vă ascultăm. Deci, domnul primar, în atenția dumneavoastră, în primul rând, deci nu ne este atât de greu să facem, să achiziționăm necesari menageri. Vorbesc mai greu, dar vreau să... Da, 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 vă ascult, păi tu mă deam să... Așa, și să-i punem... Chiar cu care eu, că a scris pe ei, ce ar trebui să pun în ei și să ducem din poartă în pașa acest saj. Cu culori diferite pe mai mult, că să stai să scrii cu carioca toată ziua, ne împingem toată ziua să scrii. Interesul nostru este să plătim mai puțin. Ca să plătim mai puțin, trebuie să... Mergem selectiv. Corect. Aveți dreptate, domnul președinte, nu trebuie să râdim dacă mă duc la ușa omului și văd că mă luat la mișto și au pus cenușă sau chiar un câine, o muță moartă acolo, să-i refuz, mă. Că dacă o să dăm câteva exemple dintre astea, o să vedeți că lumea încearcă să înțeleagă că, de fapt, ăsta este viitor. Deci, saci menageri, trebuie neapărat să-i ducem acolo până la primar. Dar fiecare poate. Nu sunt atât de scumpi. Ați văzut că i-a achiziționat la prețul care nu știu. Și un pubelă ce pui? Un pubelă? Menajer. Pui menajer. Menajer. Și în restul pui bitoane, pui cartofi. Plastic, pui și cartofi. Pui menajer. Ce nu și-a zis să nu pui? Da, a zis să nu pui. Pună. În pubelă. Dar ce pui în ea de ala? Pună. Dar nu am mișto cu crengi, cu alte... A, lasă crengi. Nu, nu, nu. Și un câine mort. Dar nu, a zis ce-a mort. Duceți-vă pe la contact, să vedeți când sunt desfăr. Da. Domnul Crețu, domnul Dudulică, spuneați că vreți să adăugați ceva? Da, domnule. E greu ca să lucrez cu omul fără... Nu, stați un pic. Dar lăsați-l, domnule. Deci, până nu-i dați saș ca să faci, așa omul nu face. Când are ideea, ce pui de la mine sac? Da. E corect. Și plus de asta, cum a spus și domnul tău. Deci omul nu pune găina sub la găine acolo, la păsări. Lasă-l pui acolo, că nu-i chiar așa. Nu-i bine, n-am greșat. Cenușa la fie. Ei, cenușa o pune, domnule, nu mai e gonozorul și omul în vânt. Vedeți, dacă e gunoi, e gunoi. Ei, curăță și cartoful și ceaba și pune acolo. Ei, dar până nu-i dați ambalajul pentru... Selectiv. Deci, da. Selectiv pentru carton, sticlă, nailoane, bitoane și aia. Omul nu face așa. Pune acolo grămadă. Deci, nu mi-a dat, nu mai e. E greu să... Fără ca să-i dai, ca să omul să facă. Nu faci, că n-are om. Atâta. Dacă mai e vreun domn consilier care vrea să mai adauge ceva, dacă nu supunem la vot proiectul... Cum se spune? Da, supune la un proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor operatorului SECE Ecosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16.04.2018. Cine este pentru? Împotriva. Abține. Să mă trebuie pentru că să avem un serviciu funcțional. Ia, domnul, să se întâmple așa. Da, o să facem, că lucrurile se mișcă. Lucrurile se mișcă, da. Suntem la întrebări și interpelări. Bine, putem să descriem la cuvânt până apare domnul primar, că doar nu e ce mai primar. Nu, îl așteptăm. Că da, eu cred că nu pun cinci tot. Da, înscrie la cuvânt. Altcineva? Domnul Crețu, vă scrieți? Nu. Nu. Am înțeles. Mare, domnul Codreanu sunteți. Da. Altcineva? Domnul Budnaru să mă reprezint. Domnul Budnaru. Da, scris în pregătit. Altcineva? Da, scris în pregătit. Am și eu. Da, domnul... Am zis că să luăm așa. La urmă, la urmă să vorbesc și eu. Doamna Sabina, aveți cuvântul. Cineva îmbătrân întreabă dacă se mai merge prin sat cu taxe și impozite sau mai vin la cămintele. La sfârșit, domnul primar. Da, da, da. Domnul Codreanu. Da, domnul primar, am venit acolo la un magazin în sat, o ruptură de mal acolo așa, la podul ăla, fost pod.
să o rup chiar tare, mai are vreo 5-6 metri până la, la, la drum. La podul vechi, de ce? La Hermeziu. Da, 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 acolo, da. S-a rupt foarte tare. Da. Dacă nu îl facem din timp, în 2-3 ani, mai zi 2-3 ani, 2-3 luni, dacă e ploile, e gata. Asta m-a avut. Domnul Bunaru? Iluminatul public la Recea nu merge. Aseară nu merge. Iar am un ban la buget. Și vreau să întreb cu buletinile, dar m-a lămurit domnul Pisecaru. E informat? Da. Domnul primar, de coronavirus, știți ceva? Nu ajung la noi. Nu le aduce și nouă. Mai stai pe acasă, nu mai ai uzat. Ați venit domnul Bunaru? Ai venit cu el? Domnul Costică? Am întrebat de coronavirus. S-a ridicat, am vorbit odată cu dumneavoastră, cred că pe luna noiembrie, în legătură cu un bec. Acum, dacă m-ați luat după un coleg care sta mai înainte, eu nu știu ce relație am cu dumneavoastră, eu sper să fiu într-o relație normală. Mă, dar eu nu știu dacă am vreo relație. Adică dacă vreo relație cu nimeni. După relație, eu credeam că sunt într-o relație normală cu conducerea comune. Și 3 luni de zile de acum, probabil că o să-i vină rândul. Am zis eu că nu e chiar așa o mare urgență, dar... Vorba ce sarea politică a fiecului. Acum, prin relații chiar m-am surprins, adică și relația mea să mai fie chiar așa, dacă am văzut că îl tineză. Iar domnul Crețu, răspunde și nu mă auză, ce am zis? Mandatul următor. Dacă așa zice lumea, nu, îți compun contra curentului acum, cum e apă. Nici eu nu am becul. Nu îl pune, nu îl pune. Dar unde n-ai? E în proșul. Dacă ai într-un singur loc? Păi stau și acolo, plătesc acolo, plătesc aici, care-i problemă. Păi te plătesc. Dar asta e. Da, domnul... Gata, domnul Costică? Da, da, da. Domnul Democ. Să mai chem, mai îndrăznesc, să mai zic o dată. Să stau într-un loc, auzi. Domnul șef. Serviciu. Pentru serviciu, pentru ședința următoare, dacă vreți, m-ați înțeles. Păi de ce? Cel în teren acum, la ora asta. În teren? Da. Da. La numerii la Răcătău, plus. Avem o situație de urgență la Răcătău. Nu, n-ați înțeles. Numai la situații de urgență. Îl folosim și la alte activități. Ești la numerea văzut că are și situații lui, dar în același timp sunt și probleme pe care le facem. Să știți că nu vreau să cer mare lucru, dar voiam să ne prezinte lista de voluntari pe care bănuiesc că am tocmit-o. Exact. Să ne spună care sunt principalele deficiențe, să-și pregătească în data viitoare. Da, pe lista aia 28, spune ultima aș doi. Și dacă el, dacă dumnealui consideră... 20. Șansurile nefăcute sunt un potențial risc pentru situații de urgență, în speție inundațiile. În ideea de a-i face o solicitare soției, sunt facă niște șansuri în comun. Nu soție, nu. Doamne, ghece cum ar așa. Deci, revenim. Aici nu suntem cu mieții, nu suntem cu așa. Mie nu mi-a dat un teren pe avântului numărul 3. Domnule, n-ați fost acasă, ați fost pe furtunii numărul 4. Nu foarte, pentru că tot s-a vorbit de becuri. Bec la vintilă, s-a spus mai mic de 4 luni. Băi, s-a dus acolo, da? Eu știu. Săptămâna asta e bine. Vă rog frumos, domnilor consilieri, mai avem un pic și terminăm. Așa. E un proiect de taxe și impozite online, are un an de zile, care, zic eu că ar fi trebuit pus în aplicare. Online, am și aici răspuns. Păi era vorba că nu avem calculator, bănuiesc că calculatorul sunt avem, domnul. Deci am împiedic altceva să... Găsăm câte un motiv, așa, întotdeauna. Am înțeles, da. Domnul consilier, o secundă de atenție. Nu mai avem răbdare? Știți că data trecută, în ședința de ordinară de data trecută, am abonat în întrebări și interpelări. Pentru că din partea conducerii Consiliului al Primării nu era domnul primar, că era plecat, doamna Vici nu era nici dumne ei. Avem sesizarea domnului preot, domnului preot Cucu Petru, domnul secretar, dacă vă amintiți atunci, v-a citit în ședință sesizarea dumnealui legat de ceea ce se întâmplă la Sohodor privind cimitirul ăla de acolo. Între timp, poate dumneavoastră, domnul primar, ați analizat situația și poate ne dați un răspuns cum rezolvați problema asta. O altă problemă ar fi două proiecte educaționale. Eu să vi le prezint în mare, așa, primul proiect educațional vreau și eu să fiu mentor. Ține că, de faptul că toți copiii au dreptul la educație și
Inițiatorul proiectului este Școala Gimnazială Hojești cu doamna Panțăru Iuliana. Pentru derularea proiectului solicită niște bani prin care să creeze niște mentori care să fie în măsură să găsească acolo unde sunt probleme cu copiii care nu frecventează sau sunt risc de abandon școlar. Pentru asta doamna solicită un doamna, nu e greșit spus, Școala Gimnazială Hojești ca și partener și are deja un ONG care îi ajută și pe lângă ONG-ul acela al GROW România ar solicita ca partener să fie și primăria Hojești cu o contribuție a primăriei de vreo 7.000 de lei. Iar celălalt proiect, practic discutam și cu domnul Dămoc, i-am arătat și așa, fiindcă dumnealui a mai venit cu mai multe proiecte legate pe educație, era aici mediatizarea datinilor și obiceiilor din Hojești și aici cu participarea la diferite televiziuni, cu cum ar fi, de exemplu, cu ansamblul folcloric, cu dansuri populare, practic ar vrea într-un fel să fie o legalizare a ceea ce s-a început de un alt primar, din câte observ. Iar suma cerută în acest caz este de 12.300, pardon. Eu am zis că proiecte, cele două proiecte să meargă către domnul secretar al primăriei să vadă parte legală a lor. Dacă primăria se, are și fondurile necesare și se poate implica ca și partener în acest proiect, în aceste proiecte, măcar într-unul dintre cele două, singura sursă de unde s-ar putea lua bani este tot de acolo, de la recreere și culte și ce mai avem. Și există și parte legală, măcar unul dintre ele se poate finanța. Noi o să venim cu, în colaborare cu Școala Gimnazială Hojești. Poate vor fi interesați cei de la Școala Gimnazială Răcătău cu un proiect de hotărâre în următoarea ședință pentru a-l susține și a-l aproba de către dumneavoastră. Vă mulțumesc! Da. Haideți să începem generos, cum să răspundem, impozite și taxe, da, încercăm din luna martie să venim la Cămin, iar la solicitarea bătrânilor care nu se pot deplasa, o să ajungem și acolo. Dar să solicite ca să știm că au mers acolo, culmea este când ajunge, nu sunt bani și invers, deci îi... dar în momentul când suntem solicitați nu se pune problema. Podul vechi rupt, am mai discutat înainte de a intra în ședință, ne-am discutat cu tante Tinca Hemediu, chiar vă discutat și v-a zis de o punte, de o cărare. Exact așa a fost discuția, cărarea. A trebuit identificat, zic eu, niște bucăți de beton băgate acolo, că altfel nu știu, nu văd cum. Adică un fel de stavilopos, ceva ca să nu mă văd cu apa. Vă duceți să-i faceți cărare. Da, am, cu cărarea mă descurc, nu-i vorba să nu se lărgească... Hău! Iluminat public, a zis că aseară nu merge la aici, nu. E posibil ca în timpul mersului să se mai strici, nu avem cum să... Pe nu, să știi, ca să... E sări de siguranță. Am înțeles. Eu astăzi, din discuții, o să meargă și să schimbă orele, așa că cred că o rezolva și problema asta, zic eu. Aici cu domnul secretar, eu știu că a fost și aici la domnul Cretu, a fost într-o zi o problemă care au identificat-o. E un scurt ceva cu E.ON, mi-am făcut o adresă și spre E.ON. Aici jos, nu, aici pe zona jos, aici la moară. Noi intervenim, dar ne... să trecă imediat, să ar becurile imediat. Și atunci facem o adresă ca să vină și E.ON un piculeț să intervină și dumneavoastră. Referitor domnul Dămoc, da, în ședința următoare am să-i aduc la cunoștință domnului șef SBUC să vină pentru ce a zis dumneavoastră, echipa de tot ce... Da. L-au iluminat vintilă, din câte știu eu, s-a intervenit la impozite online. Personal am discutat cu... am luat două oferte de la două bănci din municipiul Bacău, Banca Transilvania și Raiffeisen. Sunt niște costuri pe care
trebuie să le facem. Deci orice serviciu pe care dumnealor a fost foarte deschis la colaborare, dar totul este pe bani. Așa? Analizăm, mai încercăm să mai luăm o ofertă, două, să vedem și să luăm decizia cea mai convenabilă pentru a încheia contract și apoi să mediatizăm la nivel de site posibilitatea cetățenilor de a plăti online cu cardul impozitul taxa. La sesizarea la domnul Tufescu, sesizarea la domnul Cucu, în punctul meu de vedere, eu am discutat și personal cu domnul, cu părintele, acolo la Zăudor, eu zic că e lămurită situația, nu știu de ce e atâta discuții. Există un cimitir a cultilor, reprezentantul cultilor aici, domnul Boboc, nu știu de ce e atâta discuții și atâtea supărări. Dar e cimitirul nostru, domnul Iau. Domnul primar, am să vă spun și eu ceva. Da. Noi trăim într-o bună colaborare de bucate. Păi eu ce spun, asta zic și eu. Dacă cineva de la noi la Pentecostale ar vrea să fie mormântat lângă bunic sau lângă mamă, da, sau vechiul cimitir, așa, nici o problemă tot. Eu cred că, cer scuze dacă chiar da, nu, 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 preotul ăsta are probleme cu capul, doamne. A, dar, nu, da, nu, dar el mai vine, el mai pleacă, el în comună la noi sau în sat la noi. Nu fă afirmații. Dar fac o afirmație. Deci, acolo, în cimitir, nu mai este loc. Va da partea voastră. Băi, stai un pic, stai să vorbesc. Stai să vorbesc cu vremea, că tu ești mai mic ca mine. Ești mai mic ca la păstorul. Vrei să zici în comunist în acolo? A fost dată partea voastră, v-ați ocupat, acum intră piste bătrâni și îi dezgroapă executarea. Băi, omule, odată ce ai vândut terien și ți-ai cimitir acolo, du-te, măi, și îngroapă, nu mai da peste astea, măi. Dacă a fost legea și s-a dat partea asta de jos și s-a ocupat, s-a ocupat partea aia acolo. Păi dacă s-a ocupat partea aia, ce mai vrei în partea asta? Dar cum? Păi nu mai umbla cu prostii. În 40 de ani de când ai cultul ăsta, n-ai participat nici la curățării în cimitirul. Ce n-a participat, dole? Unde ai participat la cimitirul? Dacă noi avem rude, am luat. Băi, ruda ta, odată și ai dat de vorți de ruda ta și de ortodoxie, du-te, domnule, acolo și fă-ți treaba. Băi, bine voci și vedeți noi pe bine. Ei, bate morții. Dar e legi, băi. Domnule, domnul Consilier, suntem într-o ședință de consiliu. Aveți mai multe, sunt vorbiți la biserică în timpul. Voi rezolvați probleme în afară, domnul, ca și instituții. Domnul primar, doamna vicii. Care este răspunsul dumneavoastră ca și oficialități? Deci asta vrem să auzim. Fiecare cultul pentecostal are cimitir. Eu cred că dacă ar găsi, atenție, lăsați-mă să vă spun ideea. Soluții și de comunicare, dar nu așa. Cu bâta. Nu așa. Dacă vreo unul dintre ortodoxi are vreo rudă la noi în cimitir, păi eu ce spun? Băi, e cimitir universal. Hai de smerică. Cimitir universal. Ai luat bani pe pământ. Dă-i la pe pământ. Domnul Dudulică. Ăla nu mai ești loc, băi. Nu mai ești loc. Domnul Dudulică, ascultați până la capă ceea ce vrea să spună domnul primar. Altfel închidem și din tăzitarea. Noi avem acolo, eu am acolo o rudă. Tata e mort. Domnul. Am dorit să mă bag în locul lui. E vina asupra. Nu mă bag în locul lui. Înțeles. Eu am luat domnul Vrânceanu. Cum mă rămân și bag? Domnii mei. Domnule, puteți să ascultă o părere? Cum dacă dați? Domnul Culică. Așa, hai să ne ducem acasă dacă vă să. Faceți nevoit să vă... În punctul meu de vedere. Vă mai avertizez a doua oară să vă... Și la autorități. Există ceva ce v-am spus, dar există modalitate de comunicare, oameni buni. Până la urmă, în afară de penticostali, ortodoși, catolici sau eu știți ce mai suntem, suntem oameni. Sunt morții noștri. Oameni cu bun simț, sunt morții noștri, sunt rudele noastre. Asta vreau eu să fac apel, că acum nu ajungem acum să ne împărțim ăștia sau ăștia. Nu! Sunt consătenii noștri și unii și alții și găsiți împreună mod de a colabora și coabita împreună, mă, oameni buni. Sfatul meu este, domnul primar, să vă întruniți toate cultele acolo, ca și conducerii, ca și mediator,
și să găsiți la fața locului soluția. Că așa dacă îi lăsăm pe oamenii ăștia... Dar soluții, domnule. Dar este soluții, domnule. Păi la fața locului. Păi care, domnul Vrânceanu? Domnul Vrânceanu? Mai sunt cinci jori acolo, da? Domnule, știți cum spune cum e în Orcești, sunt ortodoxi și pot catolici. Ortodoxi și sunt mormântați, dar sunt toți catolici. Domnule, în final. Hai să ascultați părerea lui doamna Vici. Am o singură întrebare, domnule Boboc. Da. Când erați 5% sau 10%, da. Deci, eu din câte știu, cimitirile sunt domeniul public, nu i-a dat niciunui cult. Pentru că la noi, în anumite, da, dar nu-i privata biserică, pământul e domeniul public cimitirile. Eu așa știu. De deci, asta am vrut să spun. În administrarea comunității. Comunității, da, da, dar este domeniul public, nu, nu e a bisericii, că ăla o... Că la noi, dacă unul s-a dus la orice religie, să-l pune cimitirile. Nu se poate cu nimeni, nu se cearte cu nimeni. Dar soluția se poate găsi între conducere și conducere. Este domeniul public sau în cimitire? Da, da. Și din punct de vedere ilegal, domnul primar. Domnul primar, alte lecții. O mai murit un pentecostal de la Vlam. Și l-a dus la Sodo. Dar cine dacă l-a primit? L-a pus în grădina. Bă, atunci, băi, băi, lasă, l-a pus în grădina ta. Ai primit bani acolo. Eu am donat acolo 70 de ani. Băi, dar trebuie să aduci și de la Buhoș și de încolo și de încolo la Sodo. Băi, dacă ăia la Vlam nu l-a primit acolo. Ai fost donații? Deci haideți să încheiem ședința, pentru fiindcă este ultima lună când sunt ca și președinte de ședință. Uite, domnul Crețu, o să vă rog, domnul... Domnul Boboc, domnul Boboc. Și cine ar stăpânește? Domnul Dudulică, vă dau afară dacă mai continuați. Donații? Domnul Dudulică, dacă mai continuați, sunt nevoiți să vă dau afară din ședință. Mergem pentru președintele începând de luna viitoare, adică da, am înțeles că pe 28 mai e o ședință, dacă vrea să fie altcineva pe februarie, da? Dacă nu știu, ori stabiliți acum, ori pe 28, cum hotărâți. Ultima joi, 27 sau 28? Deci rămâi în ședința următoare, de care am închis ședința. Vă mulțumim!